Galul Valea Mostiștei este pe zero. A fost înghesuială mare la depunerea cererilor pentru finanțare. Dăm și noi din coate, dragii mei, să mergem la pomul lăudat și să vedem pe ce măsuri a fost bătaia cea mai mare. Atunci când vorbim de fonduri europene, vorbim de Programul Național de Dezvoltare Rurală, de AXA Leader, care a adus sume importante grupurilor de acțiune locală. Vorbim de 2.500.000 de euro, bani care au ajuns și în grupul de acțiune Valea Motiștei. Stăm de vorbă cu domnul Costea Voicu Ivan, președintele grupului de acțiune locală Valea Motiștei. În primul rând vreau să vă spun bună ziua, bine ați venit în cadrul microregiunii Valea Motiștei. Ce aș putea să vă spun referitor la accesarea acestor fonduri? Din valoarea pe care noi nu ne-a fost repartizată, la ora actuală ne putem înscrie într-un rezultat foarte bun datorită faptului că aproape toți banii care ne-au fost repartizați au fost cheltuiți. O parte contractați, o parte urmează să contracteze, o parte din ele sunt încă în fază de eligibilitate. Deci să vorbim concret așa pe cifre, câte dosare au fost depuse și care este gradul de absorție? Deci vreau să vă spun că în această perioadă au fost depuse 71 de cereri de finanțare în valoare totală de peste 4.485.000 de euro, din care au fost selectate și declarate eligibile un număr de 36 de proiecte cu o valoare de 2.264.355 de euro. Câte localități reprezintă grupul de acțiune Valea Motiștei? Grupul de acțiune Valea Motiștei e format din 12 localități, de fapt 11 comune și un oraș, orașul Ehliu Ogară, în care noi ne avem și sediul, comunele Tăbădău, Ileana, Nicolae Bălcescu, Lehliu Sat, Sărulești, Gurbănești, Valea Argovei, Frăsinet, Mănăstirea și Plătărești și Sohatul, după partea cealaltă, partea Olteniței. În ce măsură se reflectă aceste sume în localitățile acestea? Ce s-a făcut? Ce realizări au fost? Vreau să vă spun că cele mai multe proiecte au fost accesate pe măsura 112. Tineri fermieri. La modernizarea fermelor de exploatație agricolă, datorită faptului că și zona e de așa natură, mai mult propădărât agrară. Și automat, vedeți, de aici a și decurs această afluență mai mult de proiecte din partea beneficiarilor pentru agricultură. Dar noi, în strategia de dezvoltare locală, am avut și pe turism bani care au fost alocați, dar spre nefericirea noastră au fost depuse două proiecte, din care unul a fost finanțabil și chiar era un proiect inovativ. Vorbim de o pensiune? Nu, era un proiect privind echitație, cu echitație. Și, într-adevăr, în județ, de fapt, nu există așa ceva. Era un proiect mai complex, dar spre nefericirea noastră n-a fost eligibil. A fost datorită faptului că nu au avut actele necesare pentru construcție, pentru teren, și beneficiarul n-a mai vrut să continue ca să-l redepună, deci și a renunțat. Nu a fost un proiect bine întocmit. De asemenea, mai avem finanțate proiecte pentru unitățile de administrație publică locală. În strategie nu am avut de la început, dar datorită faptului că au renunțat doi beneficiari, au renunțat la proiectele care le aveau, la cele de finanțare care erau deja semnate, am avut și noi posibilitatea, în urma modificării strategiei, să putem ajuta și unitățile de administrație publică. Vorbim de primării. De primării, da. Deci vreau în să spun, deci aproape, de fapt, fiecare primărie, nu fiecare, din cele 12, decât 7 dintre ele, au depus proiecte pentru a-și
aș înzestra primăria cu un buldoi excavator, care, da, un utilaj care să deservească și la dezepezire, și la curățenie, și la, e mult mai necesar în cadrul primăriei la momentul ăsta pentru a-și putea și a-și menține și curățenia, și serviciul de apă, și serviciul de dezepezire să poată să-l... Ați avut probleme cu condiții artificiale, proiecte care au fost refuzate pe motive, eu știu... Da, da, într-adevăr, pe măsura 3.2.1... Care nu corespundeau cerințelor. Da, datorită faptului că așa este, știți cum e, ca peste tot, oamenii mai încearcă cât de cât să vadă dacă, într-adevăr, poate să... Da, da. Lucru care, într-adevăr, de asta și, vedeți, valoarea totală e mult mai mare decât valoarea eligibilă, datorită faptului că, într-adevăr, din cele mai multe care au fost declarate neconforme sau neeligibile, unul din motive a fost acesta de crearea de condiții artificiale. Dați-ne un exemplu, pentru că noi, mergând prin teritoriu și făcând tot felul de materiale cu grupurile de acțiune locală, am auzit tot felul de povești. Vă dau un singur exemplu, cineva care avea o fermă pomicolă și pe care vroia să o dezvolte pe măsura 1.2.1, nu a reușit să îndeplinească punctajul cerut pentru că nu și-a făcut grup sanitar pentru femei și bărbați, deși în afacere era doar el și soția. Într-adevăr, vedeți, bine, asta nu putem să, sau nu se poate considera o condiție artificială. Într-adevăr, probleme deosebite... Nu, dar sunt de restul lumii, adică... Sunt aspecte care, într-adevăr, noi le-am mai ridicat și vreau să vă spun că chiar săptămâna trecută am participat la o întâlnire la prefectură, la prefectura județului Călăra, și chiar ceream domnului prefect, ca și reprezentant al autorității statului în teritoriu, chiar ceream să solicite la guvern ca autorizarea pentru desfășurarea activităților, dacă noi ne dorim ca beneficiarii sau producătorii mai mici să vină să-și desfacă produsele mult mai repede și să aibă și un beneficiu, să nu mai să facă intermediările acelea care să fac și ca peste tot să ajungă alții să le vândă decât producătorii. Am cerut și chiar am dat exemple din Austria, din Ungaria, în care pentru desfacerea produselor, lanțul scurt de desfacere, autorizațiile acestea și sanitare, și veterinare, și tot ce înseamnă autorizare să fie mult mai simplificate, cel puțin pentru o parte din producători, să le dea voie ca să poată, într-adevăr, să poată să desfacă marfa. Oamenii, știți, mai apar probleme din stat, exact ce spuneați dumneavoastră, cu crearea de condiții artificiale. Am avut probleme dintre astea, să vă dau câteva exemple care au fost mai concludente așa pentru noi. Încercau, adică cei care aveau deja pornit o afacere agricolă, un fermier, de exemplu, încerca să creeze, cum să vă spun eu, deci să-i creeze copilului sau nepotului sau altcuiva, altă rudă, să-i creeze o, așa zis, afacere. Adică, vezi, doamne, să ia utilaje pentru prestări de servicii. Dar realitatea era alta, că în momentul în care noi vedeam și verificam, ne dădeam seama că el va lucra pământul tatălui sau celuilalt. Și fapt pentru care am spus nu, ori îi dai afacerea, toată afacerea copilului sau nepotului sau așa, și el își va face singur și atunci nu mai e niciun fel de problemă, dar după prestări servicii, după 3.1.2, se va duce pe 1.2.1, pe modernizarea fermelor agricole, și am făcut pur și simplu să înțeleagă că e mai bine să meargă pe calea legală decât, vezi, doamne, să aibă probleme mai târziu. Noi românii suntem creativi, știți foarte bine, de asta se încerc ocolișurile.